Bună ziua, domnilor, delegația echipelor care vor participa la cea de-a doua ediție a campionatului regional Nord-Est. Prima ediție s-a desfășurat la Iași, a fost câștigată atunci de Dorna Vatra Dornei. Iată acum cea de-a doua ediție. Sunt 16 echipe care sunt calificate pentru această fază preliminară a campionatului național. Se mai desfășoară alte 3 campionate regionale, la sud-est la Tulcea, la nord-vest la Oradea și la sud-vest la Târgu Jiu. Aici sunt 16 echipe, la Oradea 16, la Tulcea 12, iar la Târgu Jiu 20. Iată că acea zonă ne-a întrecut datorită campionatelor cu echipe mai numeroase în campionatele de minifotbal afiliate. Vreau să mulțumesc gazdelor noastre de la Roman, să vă readuc aminte că aici s-a organizat un turneu de campionat național în 2014, unul extrem de reușit. De asemenea, anul trecut s-a jucat aici finala Cupei României la minifotbal. A fost o premieră pentru că acel turneu final de cupă s-a desfășurat în 3 localități, Pașcani, Piatra Neamț și Roman. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului primar pentru felul în care suntem primiți aici la Roman și pentru faptul că participă, iată, alături de noi la această importantă fază preliminară a campionatului național jubiliar. Este a 10-a ediție organizată de Federația de Minifotbal din România. Se va juca faza finală la Deva și la Hunedoara, acolo unde echipele care se vor califica vor avea asigurată cazarea și micul dejun de către federație, iar câștigătoarea acestei ediții jubiliare a campionatului național de minifotbal va participa la prima ediție a Ligii Campionilor la minifotbal la Maribor în Slovenia, iar costurile pentru participare vor fi suportate de Federația de Minifotbal din România, care a mai primit încă 3 licențe pentru alte 3 echipe de a reprezenta România la această primă ediție a Ligii Campionilor, iar meritul sportiv va fi primul criteriu. Să mai reamintesc că este pentru prima dată când se organizează un campionat european de tineret. Sunt 8 echipe, iar România a fost invitată. Este normal, pentru că România este fondatoarea Federației Europene de Minifotbal, de 6 ori câștigătoare a campionatului european în cele 6 ediții organizate până acum. Iar în 21 și 27 august, la Szehersvár, în Ungaria, se va juca a 7-a ediție a campionatului european. România este în grupă alături de Spania, Franța și Lituania. Îl rog pe domnul primar să... Sigur, să ia cuvântul și suntem onorați de prezența dânsului, de asemenea domnul viceprimar, un secretar al primăriei, domnul director al liceului cu profil sportiv din Roman, cunoscut om de sport, Petrică Sandu, și ne-am lăudat și cu acea bază super frumoasă de la liceul cu profil sportiv. Mulțumim de asemenea și domnului Jean Axoi, care este aici și a pus la dispoziție din nou această bază frumoasă pentru disputarea jocurilor. Vreau să vă spun că odată cu această ediție de campionat regional s-au înființat și 4 direcții regionale în cadrul Federației de Minifotbal. Direcția de Nord-Est este condusă de domnul Dan Cojocaru Ștefan, care este și directorul tehnic al echipei naționale, învingătoare ultima dată în Croația, poate în cel mai grozav campionat european, cu 32 de echipe participante și într-o finală împotriva țării gazde, Croația, câștigată de România cu 5-1 în fața 5.000 de spectatori. Din Consiliul de Conducere face parte domnul Lucian Cosma de la Piatra Neamț, Roma Șcan în buletin, domnul Cristi Vasile de la Focșani, domnul Raul Borșoș de la Bistrița, domnul Romeo Zlăvoc, conducătorul unui departament important, cel al arbitrilor din zona nord-est al Moldovei, domnul Jean Axoi și, nu în ultimul rând, domnul Gabriel Coșa, responsabil cu tot ceea ce înseamnă partea tehnică, selecție pentru loturile naționale ale Federației de Minifotbal din România. A fost o introducere cam lungă. Vă rog să mă scuzați, dau cuvântul domnului primar Laurean și mulțumesc Laureanu pentru participare aici. Mulțumesc foarte mult în numele președintelui Federației de Minifotbal din România și al Comitetului Executiv. Aducem aminte
Pentru prima dată s-a organizat adunarea generală, au fost alegeri democratice, pentru că tot se apropie alegerile și vă urăm succes. Mulțumim. Pentru prima dată democratic a fost ales președintele, dar și membrii Comitetului Executiv ai Federației de Minifotbal din România. Bună ziua, vă spun și eu, bun venit la Roman. Ne bucurăm că Romanul poate să găzduiască campionatul regional Nord-Est. Iată aici, în centrul Moldovei, împreună văd că ați extins puțin Moldova și spre Bistrița, ca și punte de legătură Bistrița-Suceava, vechii regiuni austro-ungare. 8 județe participate la acest campionat regional. Eu urez succes acestei competiții. Vă mulțumim pentru colaborare. Și Brașov. Tot aici vine? A venit deja, Teva Brașov. Auziți, și Brașovul tot la Roman. Încât va fi o activitate, spun eu, extinsă, importantă. Salutăm oficialitățile din Federația de Minifotbal, care să spunem că este o federație de sine stătătoare și recunoscută de Ministerul Tineretului. Au fost atâtea demersuri pentru a fi recunoscută. Da, a fost recunoscut minifotbalul ca și sport. Vor urma, după toate aceste acțiuni din această vară, toate procedurile care trebuie urmate de federație pentru a se alinia la legea sportului și pentru ca Federația de Minifotbal din România să devină Federația Română de Minifotbal. Așa încât o competiție nouă la sfârșit de primăvară, îi dorim mult succes. Ne bucurăm că au venit delegații, le urăm ședere plăcută la Roman și să aibă parte de o competiție frumoasă, corectă, din care cel mai bun să câștige. Primăria Municipiului Roman, în colaborare cu liceul cu program sportiv, vor asigura baza pentru desfășurarea acestor activități. Mulțumim și domnului Axoi, care este un sufletist, care este implicat, eram să zic, până la gât, dar până peste cap în minifotbal, un om care se dăruiește foarte mult acestui sport, care organizează competiții aici. În această săptămână am făcut și o premiere a finalei campionatului local organizat aici la noi, la Roman, când echipa firmei Marsat a ocupat locul întâi. Felicitări și pe această cale. M-am bucurat că chiar în finală am văzut mai mulți jucători prezenți care fac parte din lotul național al României, încât cred că acest campionat va începe sub auspicii bune. Vă urez mult succes, ședere plăcută la Roman și fie ca cel mai bun să câștige. Mulțumim domnului primar și aplauzele noastre, încă o dată, succes peste o săptămână, mai mult în data de 5 iunie și cred că din tot ce vedem aici în Roman, că s-a făcut, sunt lucruri importante care probabil vor contribui la hotărârea romașcanilor. Am să dau cuvântul domnului director al regiunii Nord-Est, domnul Dan Ștefan Cojocar. Da, bună ziua, vă mulțumim și noi că sunteți prezenți aici la această ediție a turneului regional în zona Nord-Est. Ce vă pot spune, mă simt foarte bine aici, această poveste a început acum 3 ani, la Roman, aici la baza lui domnului Jean Axoi, au fost organizate turnele de baraj, nu se după un an a fost una din cele mai frumoase ediții ale campionatului național. Anul trecut, pentru prima oară, municipiul Roman a organizat din nou un turneu foarte puternic de Cupa României, în care aici s-au întrecut peste 80% din echipele prezente în tandem cu Pașcani și Piatra Neamțu. Iar acum, iată-ne, al treilea an, la turneul regional, aici la Roman, cea mai frumoasă gazdă, în cea mai frumoasă bază sportivă care are liceul cu program sportiv din acest oraș. Cred eu, pentru că am fost în aproape toate bazele sportive din România, cred eu că cea mai frumoasă bază la ora aceasta de minifotbal din România. O competiție foarte puternică, au venit alături de noi moldovenii și două județe în premieră, Bistrița și Brașovul. Sperăm să fie o competiție puternică și să câștige, așa cum a spus și domnul primar, cel mai bun. Iar cele 4 echipe care vor ajunge în faza semifinalilor să ne reprezinte cu cinste
la turneul final de la Deva și Hunedoara din 1-3 iulie. Legat de echipa națională, pentru că sunt coordonatorul tuturor loturilor echipei naționale de minifotbal din România, avem două competiții grele anul ăsta. Pentru prima oară, Federația Europeană, MFU, face un prim turneu al naționalilor Under 21, unde sunt prezente la Praga în 14-17 iulie 8 echipe. România, normal că face parte din aceste 8. Am făcut deja cu ajutorul domnului Lucian Cosma de la Piatra Neamț, care ne-a pus la dispoziție 3 zile de cantonament complet pentru 15 jucători pe care i-am văzut, potențial viitori selecționați. Nu este ușor pentru că este o bază de date nouă cu jucători până în 21 de ani, dar sperăm, alături de selecționerul Dan Gregorian de la Brașov, să reușim să creăm un lot competitiv cu care să trecem cu brio prin turneul european. În august, 21-27 august, la Székesfehérvár, în Ungaria, ne așteaptă cel de-al 7-lea turneu al campionatului european de minifotbal. România este de 6 ori campioană europeană, avem o povară grea de dus pe umeri. Am făcut și aici o primă are de selecție, dacă putem spune așa, sau de preselecție în vederea alcătuirii noi echipe naționale, pentru că acea generație care este de 6 ori campioană europeană s-a cam stors tot ce se putea stoarce din ea. Trebuie venit cu noi întăriri, cu implementări de noi jucători. Am făcut, așa cum v-am spus, un prim test la Târgu Jiu, acum 3 săptămâni, unde acolo am avut parte de o gazdă foarte amabilă, care ne-a asigurat 4 zile. Rămâne cu Vâlcea, pardon. Mai urmează, cu binevoința domnilor de la Brașov, un alt turneu de pregătire la sfârșitul lunii iulie și le mulțumim în premieră pe această cale, pentru că sunt alături de echipa națională și... Deci organizatorii de la Brașov, ca să nu... De la Brașov, da. Să interpreteze. Brașov, ca să nu se interpreteze, ca o legătură cu... Aici este Terva, așa. Terva. Mai un turneu înainte de campionatul european la Oradea. Mulțumim pe această cale și domnilor de acolo. Iar pe 21-27, în compania altor 31 de naționale, sperăm să ajungem acolo unde fierbe laptele din nou și să reprezentăm cu brio România la acest turneu campionat european. Vă doresc succes, vă mulțumim mult că sunteți alături de noi aici. Minifotbalul în acest an a avut o dezvoltare fantastică, s-au făcut alegeri democratice, în tot acest an au fost recunoscut ca sport și eu cred că va ajunge acolo unde este loc. Vă mulțumesc! Da. Mulțumim și noi domnului director Dan Ștefan Cojocaru. Este la prima acțiune a regiunii Nord-Est. Are un staff de conducere puternic cu mare experiență, așa că cu siguranță vom vedea lucruri frumoase aici. Mie îmi face o deosebită plăcere să văd pe prietenul meu de foarte de mult, un om deosebit din fotbal, din sport, din sportul nostru, domnul director Petrică Sandu, pe care îl salut și sigur doresc să aud cât mai multe de la dâns. Da, bună ziua! Dacă suntem cu toți aici, înseamnă că sportul nu va muri. Da, credeți că va muri? Nu va muri. Nu ne lăsăm. Dar noi ăștia care suntem făcuți pentru sport, sigur o să trage de noi până o să rămână sus sportul. Nu va muri baza. Aș vrea să vă anunț, poate și că Federația trebuie să știe, la Roman, acum 3 săptămâni și acum 2 săptămâni, a fost organizat 2 finale la mini-fotbal. Clase 1-4, fete și băieți, unde au participat 200 de copii de către Liceul Grand Sportiv Roman și acum o săptămână, turneul final la fete și băieți, la licee, tot 200. Vă dați seama ce a fost la Liceu Grand Sportiv? Au participat 32 de echipe. Din partea federației, nu știu dacă la Paraschiv a participat. Da, este Ciprian Paraschiv,
Un jucător format la Iași, la Politehnica Iași, a fost și capitan al acestei echipe, răspunde în cadrul Federației Române de Fotbal, care vă reamintesc este condusă de Răzvan Burleanu, cel care a fost mult timp președintele Federației de Minifotbal din România și cu care am început practic acest minunat sport și chiar îmi face plăcere că fratele dânsului este aici, seamănă foarte bine cei doi și chiar ne-am reamintit de perioada de pionerat a minifotbalului, care începea la Buzău, apoi la Iași cu turnee de campionat național, două cu Chivu, simbolul minifotbalului, iar apoi continua cu prima ediție de cupă a României la Zalău.